Capitolul 19. Isus este dat în mâinile iudeilor. Atunci Pilat a luat pe Isus și a pus să-l bată. Ostașii au împletit o cunună de spini, i-au pus-o pe cap și l-au îmbrăcat cu o haină de purpură. Apoi s-au apropiat de el și ziceau, Plecăciune, împăratul iudeilor! Și dădeau palme. Pilat a ieșit iarăși afară și a zis iudeilor, iată că vi-l aduc afară, ca să știți că nu găsesc nicio vină în el. Isus a ieșit de deci afară, purtând cununa de spini și haina de purpură. Iată omul, le-a zis Pilat. Când l-au zărit preoții cei mai de seamă și aprozii, au început să strige, Răstignește-l, răstignește-l! Luați-l voi și răstigniți-l, le-a zis Pilat, căci eu nu găsesc nicio vină în el. Iudeii au răspuns, Noi avem o lege și după legea aceasta el trebuie să moară, pentru că s-a făcut pe sine fiul lui Dumnezeu. Când a auzit Pilat aceste cuvinte, i-a fost și mai mare frică. A intrat iarăși în odaia de judecată și a zis lui Isus: De unde ești tu? Dar Isus nu i-a dat niciun răspuns. Pilat i-a zis: Mie nu-mi vorbești. Nu știi că am putere să te răstignesc și am putere să-ți dau drumul? N-ai avea nicio putere asupra mea, i-a răspuns Isus, dacă nu-ți ar fi fost dată de sus. De aceea, cine mă dă în mâinile tale, are un mai mare păcat. De atunci, Pilat căuta să-i dea drumul, dar iudeii strigau: Dacă dai drumul omului acestuia, nu ești prieten cu Cezarul! Oricine se face pe sine împărat este împotriva cezarului. Când a auzit Pilat aceste vorbe, a scos pe Isus afară și a așezut pe scaunul de judecător, în locul numit Pardosit cu pietre, iar evreiește Gabata. Era ziua pregătirii Paștelor, cam pe la ceasul al șaselea. Pilat a zis iudeilor, Iată împăratul vostru! Dar ei au strigat, Ial, ial, răstignește-l! Să răstignesc pe împăratul vostru? Le-a zis Pilat. Preoții cei mai de seamă au răspuns. Noi nu avem alt împărat decât pe cezarul. Atunci l-a dat în mâinile lor ca să fie răstignit. Au luat deci pe Isus și l-au dus să-l răstignească. Răstignirea Isus, ducându-și crucea, a ajuns la locul zis al căpățânii, care în evreiește se cheamă Golgota. Acolo a fost răstignit și împreună cu el au fost răstigniți alți doi, unul de-o parte și altul de alta, iar Isus la mijloc. Pilat a scris o semnare pe care a pus-o deasupra crucii și era scris, Isus din Nazaret, împăratul iudeilor. Mulți din iudei au citit această însemnare pentru că locul unde fusese răstignit Isus era aproape de cetate. Era scrisă în evreiește, latinește și grecește. Preoții cei mai de seamă ai iudeilor au zis lui Pilat: Nu scrie Împăratul iudeilor, ci scrie că el a zis: Eu sunt Împăratul iudeilor. Ce am scris, am scris, a răspuns Pilat. Ostașii, după ce au răstignit pe Isus, i-au luat hainele și le-au făcut patru părți, câte o parte pentru fiecare ostaș. I-au luat și cămașa, care n-avea nicio cusătură, ci era dintr-o singură țesătură de sus până jos. Și au zis între ei, să nu sfâșiem, ci să tragem la sorți a cui să fie. Aceasta s-a întâmplat ca să se împlinească scriptura care zice, și au împărțit hainele mele între ei și pentru că mașa mea au tras la sorți iată ce au făcut ostașii lângă crucea lui Isus stătea mama lui și sora mamei lui Maria nevasta lui Clopa și Maria Magdalina când a văzut Isus pe mama sa și lângă ea pe ucenicul pe care îl iubea a zis mamei sale femeie iată fiul tău apoi a zis ucenicului iată mama ta. Și din ceasul acela, ucenicul a luat-o la el acasă. După aceea, Isus, care știa că acum totul s-a sfârșit, ca să împlinească Scriptura, a zis, Mie sete! Acolo era un vas plin cu oțet. Ostașii au pus într-o ramură de isop un burete plin cu oțet și îl au dus la gură. Când a luat Isus oțetul, a zis, s-a isprăvit. Apoi și-a plecat capul și și-a dat duhul. Moartea lui Isus dovedită. De frică să nu rămână trupurile pe cruce în timpul sabatului, căci era ziua pregătirii și ziua aceea de sabat era o zi mare, iudeii au rugat pe Pilat să zdrobească fluierele picioarelor celor răstigniți și să fie luați de pe cruce. Ostașii au venit deci și au zdrobit fluierele picioarelor celui din tâi, apoi pe ale celuilalt care fusese răstignit împreună cu el. Când au venit la Isus și au văzut că murise, nu i-au zdrobit fluierele picioarelor, ci unul din ostași i-a străpuns coasta cu o suliță. Și îndată a ieșit din ea sânge și apă. Faptul acesta este adeverit de cel ce l-a văzut. Mărturia lui este adevărată, și el știe că spune adevărul pentru ca și voi să credeți. Aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească Scriptura. Niciunul din oasele lui nu va fi sfărmat. Și în altă parte, Scriptura mai zice: Vor vedea pe cine au străpuns. Îngroparea lui Isus. După aceea, Iosif din Arimatea, care era ucenic al lui Isus, dar pe ascuns de frica iudeilor, a rugat pe Pilat să-i dea voie să ia trupul lui Isus de pe cruce. Pilat i-a dat voie. El a venit deci și a luat trupul lui Isus. Nicodim, care la început se dusese la Isus noaptea, a venit și el și a adus o amestecătură de aproape 100 de litri de smirnă și de aloe. Au luat deci trupul lui Isus și l-au înfășurat în fâșii de pânză de in cu miresme, după cum au obicei iudei să îngroape. În locul unde fusese răstignit Isus era o grădină și în grădină era un mormânt nou în care nu mai fusese pus nimeni. Din pricină că era ziua pregătirii iudeilor, pentru că mormântul era aproape, au pus acolo pe Isus.